Deja, bună ziua celor care, bună seara, celor care deja ne privesc. Se pare că numărul urmăritorilor crește. Mai avem un minut până la fix. Nu știu dacă se Da. pot vedea comentariile în Se pot vedea direct. și comentariile. Cine are întrebări, le poate pune de pe acum. Ia să vedem dacă apar, sunt live. Ok. Bună seara, Elena, Loredana. Bună seara tuturor! Cine este aici prezent? Hai să începem. Bun. Bună seara tuturor. Sunt botezatul Romeo, trainer, coach și terapeut în cadrul Asociației Practicienilor de Reiki și Terapii Complementare din Bacău. Și am alături de mine, în această seară, pe soția mea, Mirela Botezatu. Mirela Botezatu sunt, mă bucur mult că suntem împreună. Văd că numărul urmăritorilor este în continuă creștere și vă felicit din tot sufletul pentru faptul că ați luat decizia să petreceți o oră alături de noi. Bună, Gabi! Bună, Alice! Bun, așa cum am menționat și în eveniment, în seara aceasta ne-am decis să răspundem la întrebări din domeniul Reiki, radiestezie și terapie prin regresie. Am primit numeroase întrebări de la doamne și domni de prin țară. Am ales chiar destul de multe întrebări, sper să putem răspunde la toate în această oră. Plus, dacă mai apar întrebări în comentarii, va trebui să răspundem și la acele întrebări. Deci avem întrebări din Reiki, din radiestezie Și și din terapie prin regresie. terapie prin regresie. Am făcut o selecție din toate întrebările pe care le-am primit. Sunt multe. Pe cât posibil o să încercăm să fim cât mai fermi și la subiect, pentru că am vrea să acoperim toată seria de întrebări. Așadar, să-mi iau doar un minut să mă prezint. În mare parte, cei care sunt prezenți mă știți. Sunt terapeut, consilier. Îmi place să spun că sunt mai degrabă un facilitator, terapeut în terapie prin regresie. Așadar, o să încep cu prima întrebare și anume, este Reiki într-adevăr util? Poate fi practicat de oricine? E o întrebare frecvent întâlnită.
Vrei să răspunzi tu? Răspund eu. Cred că aceste două întrebări le primesc de fiecare dată când persoane vin la mine în terapie și eu le propun să le fac inițiere Reiki pentru a-i ajuta și a-i facilita să înceapă să-și facă terapie singuri. Deci dacă este într-adevăr Reiki util. Da, Reiki este foarte util deoarece prin aceste inițieri, că indiferent că faci gradul, începi de la gradul 1 și începi să te familiarizezi cu energia, cu ce înseamnă această energie, cum să o folosești pentru a-ți regla energiile în structurile tale, în structura fizică, în structura mentală, în structura energetică a corpului tău. Ei, toate acestea aduc un echilibru. Prin practicarea de Reiki, tu începi ușor, ușor, prin practică zilnică, perseverentă, să începi să te cunoști pe tine. Să începi să-ți cunoști toate calitățile, skillurile și așa mai departe. Da, și poate fi practicat de oricine. Nu contează religia, nu contează culoarea, nu contează absolut nimic. Tot ce este om cu conștiință poate practica Reiki. Ba chiar foarte util și benefic este inclusiv pentru copii. Am marea încântare să văd că, virgulă, copiii practică Reiki inconștient și chiar funcționează, inclusiv copiii mei. Cât timp continui cu autotratamentul Reiki după cele 21 de zile de inițiere? Frecvent primim această întrebare. Noi spunem după inițiere, primele 21 de zile, e recomandat să-ți faci autotratamentul, să stai cu mâinile pe tine. Și întrebarea vine, ok, și după cele 21 de zile, ce se întâmplă? Continui autotratamentul? Vrei să răspunzi tu? Să răspund pe scurt, da, acest autotratament, de fapt, tu îl vei face atât timp cât dorești, de fapt, toată viața. Pentru că ai nevoie să îți reglezi toate energiile din corp zi de zi. 24 din 24. Nu doar acele 21 de zile după inițiere. Da? În acele 21 de zile după inițiere te ajută, te echilibrează, te curăță și așa mai departe. Dar după 21 de zile este perioada, de fapt, după 21 de zile este important, mai important să faci terapia Reiki. Îmi să adaug și eu un răspuns la această întrebare. Răspunsul care pentru mine a reprezentat o și reprezintă o realitate. După prima inițiere în Reiki, eu mi-am făcut autotratamentul zilnic în primul an. Poate că eu am avut mai multă nevoie decât aveți dumneavoastră, nu știu, însă pentru mine a funcționat. Pentru că transformarea mea este importantă, esențială și primul an de Reiki a contribuit la cine sunt eu astăzi.
Cum facem să nu preluăm energie negativă? Aici te las să răspunzi tu. Da, îmi place întrebarea aceasta. Eu am, având în vedere că am o experiență undeva 20 de ani de stat cu mâinile pe oameni, frecvent am întâlnit întrebarea: cum faci să nu preiei această energie negativă? Dragilor, sunt bine, sunt încă în viață, înseamnă că sigur există niște secrete prin care putem să nu preluăm această energie negativă. În realitate, răspunsul meu la această întrebare este: fiecare vine în această viață cu anumite calități, abilități și inclusiv protecție divină, pe care ori o ai, ori nu o ai, în funcție de valorile tale. Și anume, cât de luminos ești, cât de benefic ești, ce nivel de conștiință ai, cât ai înțeles lucrurile, cât de corect faci lucrurile, toate aceste calități și abilități îți generează protecția divină, protecția împotriva energiilor negative. Mai mult decât atât, putem să ne protejăm în a prelua energie negativă de la alți oameni, atâta vreme cât în câmpurile mele, în calitățile sau în defectele mele, nu am acele cârlige, să spunem, care atrag energiile celorlalți. Practic, ca să nu preiau energia negativă de la ceilalți oameni, este nevoie să am o vibrație înaltă, o energie pozitivă și vibrantă, gânduri benefice despre mine cât și despre ceilalți, și, bineînțeles, să ai cât mai puține traume, pentru că orice nu am înțeles, orice nu am rezolvat cu mine, prin aceste porți, permit să intre energia negativă. Practic, cea mai bună protecție împotriva preluării energiilor negative sau împotriva rezonanțelor negative este să am cât mai puține porți deschise, să am cât mai puține traume și să-mi fi rezolvat mare parte din stringurile care atrag aceste energii negative. Dacă nu am porți deschise, energia negativă nu are pe unde să intre. Așadar, lucru cu sine, evoluția personală mă protejează, de fapt, real, din a prelua energia negativă. Să trec la următoarea întrebare. Am auzit expresia Reiki, un stil de viață. Ce înseamnă mai concret? Am să încep eu și dacă Romeo mai vrea să mai adauge ceva. Da, pentru noi, în familie, Reiki este un stil de viață. În esență, Reiki este o cale naturală în care ești conectat cu energia universală. Practic, ești în permanență conectat și în rezonanță cu ceea ce vibrează, cu viața din jurul tău. Așadar, noi folosim Reiki în mod concret în viața noastră, armonizând relații. În Reiki se numește, pentru cei care practică și știu deja, a trimite lumină. Putem să armonizăm, să echilibrăm relații din trecut
putem să reglăm, să armonizăm relații, situații din viitor, pot să-mi pregătesc terenul, să armonizez astfel încât la un eveniment din viitor să-mi trimit lumina astfel încât orice impediment ar putea apărea, acesta să fie echilibrat, armonizat și situația, întâlnirea, ședința pe care urmează să o am, să se desfășoare într-un context benefic și armonios pentru toți cei implicați. De asemenea, recunosc, eu mai dau Reiki și mașinii mele, pentru că uit câte unele din ce are nevoie mașina și atunci energizez motorul, energizez mașina să mă susțină până ajung acasă, înapoi în drumurile mele. Reiki are foarte multe aplicații practice. De asemenea, ne susținem copiii, familia, părinții, oferindu-le inițiere Reiki, dar și lumină pe care o trimitem la distanță, în trecut sau în viitor. De asemenea, curățăm spațiile acolo unde urmează să mergem. Mergem într-o vacanță, aplicăm practic Reiki, trimitem lumină camerei de hotel în care urmează să mergem. Deschidem drumurile atunci când urmează să mergem la cursuri și ajungem înapoi noaptea târziu. Avem foarte mulți ani în care am făcut drumuri peste tot în țară la cursuri și seminarii și ne întorceam noaptea foarte târziu. Astfel încât am trimis Reiki înainte, ne-am făcut protecție mașinii nouă. Da, Reiki are aplicativitate practică și se aplică nu doar în cele 21 de zile, ci dacă înțelegi și integrezi Reiki-ul, el se poate aplica toată viața. Vrei să mai completezi? Dacă tot ai adus aminte că tu dai Reiki la mașină, și eu dau Reiki mașinii mele de curs. De câte ori mă urc în ea și sunt la o competiție, întotdeauna folosesc simbolurile pentru a deschide drumul și pentru a proteja mașina să plece din punctul A și să ajungă în punctul B, ok, și ea și eu. Deci acolo folosesc Reiki. Mi-am adus acum aminte de un detaliu și anume pentru cele care sunt femei și mame, este foarte important ca și mai și gătim, este foarte important ca energia pe care o imprimi în mâncare și cu care de altfel îți hrănești întreaga familie să aibă o vibrație înaltă, pozitivă, indiferent de starea în care te afli tu în acele momente. Așadar, Reiki înseamnă energie, beneficitate, sănătate și vitalitate pentru tine, dar și pentru cei cu care interacționezi. O să trec la următoarea întrebare Înainte și de a trece la următoarea întrebare, dacă cei care se uită la noi au întrebări, puteți să le scrieți în comentarii. Noi le vedem aici pe ecran și vom încerca să răspundem și la întrebările voastre. după inițiere, se modifică amprenta energetică? Modificarea este temporară sau definitivă? Ok, întrebarea aceasta o avem de la Nicoleta din Bacău. Și este o combinație dintre Reiki și radiestezie. Eu, deci părerea mea este că după o inițiere Reiki se modifică amprenta energetică.
De ce? Pentru că amprenta energetică este lăsată de structura ta astral, de sufletul tău, de aura ta. Da? Acolo unde stai pe scaun, tu îți lași amprenta. Ei, în urma unei inițieri în Reiki, amprenta ta energetică se modifică. De ce? Pentru că prin inițiere au loc niște echilibrări, primești anumite energii și atunci totul se modifică în aura ta. E normal ca și amprenta pe care tu o lași prin atingere, că atingi mouse-ul, că atingi stiloul, să modifice. Da? Este Și dacă temporară este sau temporară definitivă? sau definitivă. Această modificare este și temporară și definitivă. Și de ce spun că este și temporară și definitivă? În urma unei inițieri, valorile tale, conform măsurătorilor, se duc în sus. Da? Dar tu, ca entitate, tu ca om, dacă nu continui să-ți faci terapie, dacă nu schimbi viața, stilul de viață, conform noii vibrații pe care te-ai dus prin inițiere, valorile tale vor rămâne la un anumit nivel, dar oricum sunt crescute față de momentul înainte de a face o inițiere. Deci de-aia zic că este și temporară și definitivă. Da, rămâne definitivă pentru că te duci la un alt nivel, dar tu trebuie să menții acel nivel, Să stabilizezi, să practic, stabilizezi nivelul vibrațional la care te-ai dus prin prin inițiere. inițiere. Ținând cont că Reiki este o energie universală, nepământeană, putem considera că deja colaborăm cu extraterestri, chiar și inconștient. Tot de la Nicoleta avem această întrebare. Trebuie să recunosc că am avut un dialog cu Romeo înainte de când ne scriam, făceam selecția întrebărilor și o să vreau și eu să punctez ceva aici pentru că mi s-a părut o întrebare care m-a provocat. Așadar, Reiki conectează la extraterestri, conștient sau nu, la energia extraterestră, fiind o energie nepământeană. Părerea mea este că în momentul în care spui extraterestru, eu personal mă gândesc la niște entități care au o structură fizică și care se află undeva în universul nostru, într-una din galaxiile știute sau neștiute din acest univers. Da? Ei, dacă există aceste entități în fizic și ele se conectează la anumite energii și vibrații care circulă prin acest univers, asta înseamnă că eu, Romeo, nu mă conectez la energia acelui extraterestru, ci mă conectez la cunoașterea lui, pentru că și el emite în universul la care în sursa la care mă conectez eu informații. Și atunci eu culeg informațiile de acolo. Dar când mă gândesc la extraterestru, pentru că există și această părere, ca o entitate din altă dimensiune, din dimensiunea energetică, să-i spunem, din sursă, din altă dimensiune, atunci
Pe aceea îi găsim sub alte denumiri, înger, arhanghel, demon, dragon și așa mai departe, din cunoașterea noastră de pe pământ. Dar ei pot fi orice în acele dimensiuni. Ei, și extraterestru din fizic de pe planeta Orion se poate conecta la acea entitate energetică din dimensiunea a 5-a, a 6-a sau a 7-a. Asta este părerea mea. Acum, poate și Mirela are o altă părere. Da. Reiki este o energie universală. În terapie, pentru a accesa energia Reiki, folosim simboluri, simboluri care te conectează la diferite nivele de vibrație. Practic, fiecare simbol deschide o poartă către un anumit nivel spiritual, iar în spatele acestei porți, practic, se deschide conectarea cu energia entităților de lumină de la acel nivel. Practicând de câțiva ani terapie prin regresie, din această perspectivă, orice entitate cu trup sau fără trup, care nu este de pe Pământ, este o entitate extraterestră. Așadar, dacă facem referire la Reiki, energie universală nepământeană, putem să spunem că Reiki conectează la energie extraterestră, pentru că conectează la energii care sunt în afara spațiului terestru, însă nu la entități cu trup într-o lume materială și nu la acei extraterestri pe care cultura SF îi prezintă sub toate culorile, formele și manifestările. Așadar, Reiki conectează la entități de lumină fără trup fizic, aflate pe nivele de vibrație înaltă. Cum facem diferența între fizic, în fizic, între o criză de vindecare în urma unui autotratament energetic și gripă? Practic, cum diferențiem criza de vindecare de gripă? Vreau să Las pe spun. tine. Eu aș spune în felul următor. Aici, pe Pământ, ne-am născut într-o criză de vindecare. Practic, viața în sine este o criză de vindecare. De exemplu, noua medicină germană, ca și Reiki-ul, spune că orice formă de manifestare în gripă, de exemplu, da, ne curge nasul, ochii, avem nasul înfundat, avem anumite senzații corporale, eu știu, poate căldură, transpirație, frisoane. Se pare că orice situație emoțională dezechilibrată, la un moment dat, generează ulterior ceea ce noi privim ca boală. Putem să spunem gripă. Așadar, în momentul în care, fie că ți-ai făcut autotratament și ai o criză de vindecare, sau ai gripă fără să ți-ai făcut sau nu, autotratament, practic, întrebarea mea este: ce din mine a generat gripa? Ce din mine a generat
criza de vindecare în urma unui autotratament Reiki. În esență, orice formă de manifestare disfuncțională, dezechilibrată sau boală, în esență, este tot o criză de vindecare. Pentru că organismul nostru este perfect creat, așa cum este credința mea. Așadar, orice formă de manifestare, gripă, criză de vindecare, ne arată că organismul vindecă, scoate, eliberează, se detașează de ceea ce la un moment dat nu a fost potrivit sau benefic cu tine. Să trecem mai departe și anume, în situația în care participăm la o meditație, dorim să participăm la o meditație de grup și măsurăm că EBF-ul de perspectivă al meditației are valoare ridicată, în schimb EBF-ul egregorului are o valoare mai scăzută, întrebarea este: cum este posibil ca finalitatea unei meditații aparent benefică poate de fapt construi energii mai puțin benefice? Vă salutăm și pe Florin din Franța. În realitate, probabil că întrebarea exactă așa este. Ideea este că există o abundență de meditații, workshop-uri, seminarii online în care grupuri de oameni se adună. Cum știi dacă participarea la această meditație este benefică pentru mine, eu, cea care urmează să particip? Radiestezia terapeutică este specializarea lui Romeo, așa că o să-l rog pe el să vă răspundă. Când măsori o meditație? Că o măsori acum, meditațiile care se fac într-un spațiu, într-un anumit loc, să spunem, da? Într-o sală, este ceva. Iar meditațiile pe care le facem fiecare acasă, ascultând o melodie de pe YouTube, de exemplu, sau o meditație de pe YouTube, este altceva. Ambele conectează la un egregor care se creează conform persoanelor care participă acolo. În momentul, să luăm YouTube-ul, de exemplu. Ai o meditație de 20 de minute pe YouTube și îi măsori beneficitatea. Și vezi că are o beneficitate destul de bună și că tu ai voie divină să o participi la ea și participând la ea să ai niște rezultate bune. Da? Ei, meditația în sine, acea melodie, ghidată sau nu, de pe YouTube, în momentul înregistrării, ea este înregistrată cu o valoare de beneficitate și rămâne cu valoarea aceea indiferent de oamenii care vor participa la ea. Ei, iar dacă are o beneficitate mare, cine credeți că vor fi atrași să participe la acea meditație? Persoane care au o energie benefică mai mică decât acea meditație. De ce? Pentru că ei au nevoie să se încarce, au nevoie
să-și modifice programele din structurile lor participând la acea meditație. Și atunci vor fi o multitudine de energii benefice adunate acolo, conform oamenilor care se conectează la ea. Iar ea va curăța sau va modifica în fiecare atât cât este optim pentru ei. Ea rămânând pe aceeași energie benefică. Doar egregorul, dacă se măsoară egregorul care s-a adunat acolo în jurul ei, va fi de o anumită valoare. Ei, în momentul în care este într-o sală, o meditație, și există un domn sau un el sau o ea care ține acea meditație ghidată, da? Ei, acolo un pic valorile se schimbă, pentru că cel care ține meditația va trebui să aibă, din punct de vedere al energiei benefice, o valoare peste toată sala, pentru a putea face față acelui egregor, acelor oameni care vin să participe la ea. Deci el facilitatorul va trebui să-i conțină pe toți. Da? Ei, și acolo, în acea sală, se va aduna tot la fel un egregor care va influența într-un anumit fel unul sau pe celălalt, pe participanți în sine. Cred că am fost destul de înțeles. Da? Sunt și eu Dacă sigur. mai ai ceva de adăugat. Da. Practic. Beneficitatea unei meditații poate fi mare în perspectivă pentru toți cei care își cresc vibrația în cadrul acestei meditații. În realitate, într-un grup, energiile se egalizează. Unii dau, alții primesc. În perspectivă, ea are valoare mare pentru că produce transformări într-unii. Întrebarea pe care eu o adresez în momentul în care măsor este: care este influența beneficității de perspectivă asupra mea? Adică, cât de benefic este pentru mine în perspectivă să particip la această meditație? Benefic pentru mine în perspectivă poate să însemne și că eu, cu energia și cu lumina mea, contribui la armonizarea egregorului de grup. Este doar alegerea ta cum simți să contribui și dacă simți să contribui. Dar măcar știi ce faci. O să trec la următoarea întrebare. Ne bucurăm că ești de acord. Însă aș face o pauză de câteva secunde pentru că aș vrea să salut pe toată lumea, să răspund salutului celor prezenți. Ne-am concentrat pe întrebări. Așadar, bună seara Elena Loredana, bună seara Alice, bună seara Gabi, bună seara Gabi, bună Nicoleta, bună Vasilica, bună Alexandra, Nicoleta, Cristina. Cristi, te salut! Salutări lui Florin din Franța. Sergiu de la Londra. E în regulă. Așadar, vom continua cu întrebările. Timpul zboară. Au trecut deja 40 de minute din timpul alocat, însă continuăm. Continui eu cu întrebările din radiestezie.
Întrebările din radiestezie. Bun. Întrebare de la Maria din Iași. Ea spune că practică radiestezia cu pendul și mă întreabă: care este mai eficientă, cea cu pendul sau cea cu ansă? Ambele forme de radiestezie sunt la fel de eficiente. Acum depinde de fiecare cum simte instrumentul în sine. Sunt persoane care pot practica foarte bine radiestezia cu ajutorul pendulului și sunt persoane care practică cu ansa. Eu personal practic cu ansa pentru că mi s-a părut că măsurătorile le fac mult mai repede. Plus, tehnica în sine, deci ca și tehnică de a întreba și a primi răspunsul, este mult mai rapidă cu ajutorul ansei decât cu pendulul. În această cauză am ales ansa, cu toate că radiestezia terapeutică vine din Franța, da, iar acolo ea se face cu pendulul. Da? Noi aici am ales să folosim ansa. O mai departe, următoarea întrebare. Claudia din Galați. De ce se numește radiestezie terapeutică? E, se numește radiestezie terapeutică 1. Radiestezie pentru că se măsoară. Da? Din câte știm noi, cum am preluat radiestezia, care are câteva mii de ani, s-au folosit de-a lungul timpului diferite instrumente până am ajuns la ansă, ea măsoară, da, pe anumiți parametri și este terapeutică deoarece pe lângă partea de a măsura, de a afla răspunsul cu ansa sau cu pendulul, avem și tehnici speciale preluate din diferite sisteme, da, dezvoltate, adaptate pentru radiestezie, prin care facem curățări, energizări și parte de deci energizări, terapie și curățări. Și diagnoză, pentru că diagnoza se face cu ansa. Da? Și așa, radiestezia terapeutică a devenit un sistem complex cu ajutorul căruia noi măsurăm odată plus facem vindecări, așa numite vindecări în partea terapeutică. Mai departe, avem timp până mai avem 30 de minute sau 20 de minute. Avem timp să răspundem la toate întrebările. Următoarea întrebare o avem de la Alina, care mă întreabă dacă ea poate practica radiestezia, deoarece a auzit că există niște măsurători de departajare în momentul în care dorești să începi practicarea ei. Așa este. În primul rând, radiestezie poate practica oricine. Doar că de-a lungul timpului de aproape 5 ani de când predau radiestezie, mi s-a demonstrat un lucru. Da, că de la nivelul 1, de la modulul 1 până la modulul 4, oamenii încep să se selecteze. Cu cât te duci mai sus în evoluția sistemului, cu atât
oamenii renunță. Da? Practic, asta este valabil în orice sistem, pentru că vibrația, conștiința este cea care face selecția. Nu o facem noi și cunoscătorii știu asta. Da, există niște măsurători, iar aceste măsurători au fost impuse de cei de la Infoenergetică. Da? Dar eu merg pe principiu omul crește și evoluția lui îl va trage să facă toate. Să ajungă la finalul, cum ar veni, modulilor pe care eu personal le predau din radiestezia terapeutică. Bun. Deci, da, Alina, poți practica radiestezie liniștită și în funcție de cum te implici în a învăța și a practica perseverent, vei ajunge de la modulul 1 la modulul 4. Mai am o întrebare. Doresc să fac cursul de radiestezie, dar nu online, dacă mai fac la sală cursul de radiestezie. M-am gândit, dar acum cu pandemia aceasta, în funcție de cum se deschid cerurile și se aliniază planetele, o să fac și curs la sală și în cursul la sală pentru cei care doresc să vină la Bacău va fi un curs de maxim 10 persoane. Și cu toate cum se cheamă, toate Condițiile de condițiile de siguranță siguranță cerute cerute și de impuse. sistem. Da? Cam acestea au fost întrebările referitoare la radiestezie. Mare Mirela, întrebări din. Am primit întrebări din domeniul terapiei prin regresie. Ce fac cu frica de regresie? Vreau să fac o regresie, dar mi-e frică pentru că am auzit lucruri. Ce se întâmplă de fapt în regresie? Pe lângă întrebarea pe care am primit-o, frecvent am auzit păreri cum că mi-e frică să rămân între planuri. Mi-e frică de regresie că am auzit că terapeutul care face poate să-ți bage programe. Acestea sunt fricile frecvente pe care le-am auzit relativ la terapia prin regresie. Ce se întâmplă, de fapt, într-o ședință de terapie prin regresie? Pentru că este foarte important. Eu personal lucrez terapie prin regresie după o ședință de interviu de o oră și abia apoi decid dacă clientul are echilibrul să primească o astfel de terapie sau nu? Și dacă suntem compatibili, dacă eu pot să susțin o astfel de terapie. Nu mă grăbesc niciodată în a face unui client regresie. Pentru că, de fapt, scopul terapiei prin regresie este să producă o transformare în sens benefic pentru clientul meu. Eu nu deschid regresii doar de curiozitate. Refuz pe cei care vor să-și facă terapie. De fapt, ei nu vor terapie, ei vor doar regresii, pentru că sunt curioși și
și au auzit ei că nu știu care a fost rege sau împărat sau preot sau înger sau așadar. Într-o terapie prin regresie se întâmplă că clientul se reconectează cu un moment traumatizant din trecut. Intensitatea cu care se retrăiește este optimă, astfel încât clientul să poată să accepte, să elibereze, să vindece, să ierte acea traumă din trecut cu care astăzi se reconectează, tocmai în ideea de a elibera și de a vindeca ceea ce astăzi încă îl afectează. Scopul terapiei prin regresie este de a face terapie, de a transforma, așadar te reconectezi cu ceva ce are nevoie să fie eliberat și vindecat. Dacă poți să rămâi sau nu între planuri, da, cu cineva care nu este profesionist, cu cineva care nu poate conține energia clientului și a traumei care se deschide cu câmpul informațional energetic, poți să rămâi, practic, la nivel emoțional și energetic, la un anumit nivel din trauma pe care tocmai ai deschis-o. Însă, totul are o soluție și se poate rezolva. Frecvent ajung la mine clienți care au fost deschiși de alți terapeuți și care, dintr-un motiv sau altul, au rămas undeva, să spunem, agățați. E foarte important să facem diferență între meditații ghidate și terapie prin regresie. Este o mare diferență pentru că sunt cei care vin și spun: am făcut regresie. Foarte bine. Spune-mi și mie cum s-a desfășurat. În realitate, sunt mulți care participă la meditații ghidate. Dacă pot fi sau nu programe induse, da, pot fi programe induse, însă și programul de vindecare este tot un program. În esență, terapeutul susține clientul în terapia prin regresie, în a-și transforma programele benefice, mai puțin benefice, în programe benefice, constructive, compatibile cu viața. Dacă are rezultate, eu aș spune că, din experiența mea, terapia prin regresie pentru o persoană care lucrează pe termen lung, 6 luni, un an, produce un salt al evoluției personale și spirituale de departe comparabil cu mult incomparabil, da, cu alte forme de terapie. Terapia prin regresie este o formă de terapie profundă, susținută, care merge până la vindecarea cauzei care a generat ceea ce trăim noi astăzi ca și consecințe.
este uimitoare, funcționează și produce rezultate stabile. Pur și simplu transformă și scoate la suprafață resursele și potențialele tale. Și ultima întrebare la care am să răspund este despre liberul arbitru și dacă avem sau nu liber arbitru. Cu toții suntem în situația în care libertățile ne sunt în aceste vremuri rând pe rând limitate, din ce în ce mai limitate. Unii chiar reacționează, alții pur și simplu iau lucrurile așa cum sunt și își văd de ale lor. În ce măsură liberul arbitru modifică, influențează transformările planetare? Eu aș spune că, din perspectiva terapiei prin regresie, am avut ocazia să văd cum sufletele, în viața dintre vieți, înainte să se întrupeze și să-și aleagă lecțiile, misiunile și viețile într-un corp fizic, uman, manifestă liberul arbitru. Așadar, tind să spun că ceea ce trăim noi astăzi, practic, face parte din planul sufletului, chiar dacă la nivel uman, liberul arbitru este încălcat, libertățile se limitează din ce în ce mai mult. Din perspectiva umană, liberul arbitru este parțial. Însă, în perspectivă, ceea ce sufletul a ales din viața dintre vieți este ceea ce trăim noi astăzi. Și de regulă, când ești strâns cu ușa, când ți se restrâng libertățile, de regulă, atunci cauți cel mai profund în tine, astfel încât să te conectezi cu puterea ta cea mai mare, ca să poți să scoți la suprafață potențialul tău. Din punctul meu de vedere, încălcarea libertăților sau limitarea libertăților care se întâmplă astăzi, creează nu este în afara liberului arbitru de la nivel de suflet, ci pur și simplu creează condițiile ca tu să devii și să fii cel mai bun posibil. Limitarea libertăților de astăzi te reconectează cu tine, cu sinele, cu prioritățile tale, cu lucrurile importante, cu valorile reale, în perspectivă, creând creștere și dezvoltare. Așadar, liberul arbitru, de la nivel de suflet, se manifestă și în corpul uman, ca oameni, doar că personalitatea de pe pământ e nevoie să se alinieze liberului arbitru și alegerii sufletului. Și în felul acesta, tu îți manifesti liberul arbitru, ești pe calea ta. Când personalitatea de pe pământ este disociată de sine, de aspectul mai înalt, se numește că ești în afara misiunii tale și simți că liberul tău arbitru este încălcat. Așadar, centrarea cu sinele tău mai înalt, cu misiunea ta, cu ce ți-ai ales ca liber arbitru la nivel de suflet, la nivel de sine mai înalt, este cu adevărat ceea ce te împlinește. Gata?
E uimitor, fix Mai o avem oră. o întrebare de la Oana. În Reiki sunt necesare reinițieri? Da. Fiecare reinițiere, reinițierile se fac cu cât mai mulți maestri. Practic, fiecare maestru Reiki contribuie cu un plus de lumină, cu un boost de lumină și de energie la creșterea și evoluția celui care primește reinițierile. Plus că se mai spune că prin reinițiere fiecare maestru mai ia câte un pic din karma celui care face reinițiere. Atât pentru astăzi. Dacă doriți să știți mai multe informații despre Reiki, despre radiestezie, despre mine, despre Mirela, puteți intra pe site-urile noastre, pe miremariabotezatu.com și romeobotezatu.ro și acolo puteți vedea cursurile pe care noi le facem, seminariile, cursurile online și așa mai departe. O să scriu aceste site-uri și sub video să le aveți, să vă puteți informa. Vă mulțumim pentru că ați participat, că sunteți alături de noi. Eu sunt pe de-a întregul onorată și energia voastră din seara asta este una la un nivel ridicat. Ne-am propus împreună cu Romeo să susținem în această perioadă în care fiecare se lovește de frici, angoase, neînțelegeri. Am decis să susținem pe cei care pot, vor și trebuie să primească și să evolueze și prin susținerea noastră, să oferim aceste live-uri în care să răspundem întrebărilor voastre din dorința de a clarifica, de a aduce mai multă lumină pentru voi și pentru cei a căror vieți le influențați. Vă dorim o seară liniștită, echilibru, pace în suflet, bucurie și orice simțiți că aveți nevoie și vă ajută, scrieți-ne în timpul optim. O să răspundem nevoilor dumneavoastră. O seară minunată! Aștept întrebările voastre pentru următoarea sesiune de peste 2 săptămâni. Puteți să ne scrieți și mie și Mirelei pe pagina profesională. Avem acolo WhatsApp-ul, intrați și lăsați întrebările. Ne vedem data viitoare. O seară plăcută tuturor! Numai bine!